Bună ziua, bine v-am regăsit! Sunt Teodora Tompea, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Planeta Ești Tu, singura emisiune dedicată schimbărilor climatice. Haideți să vedem subiectul ediției. Astăzi vorbim despre alimentele viitorului, mai exact cum ar putea evolua industria agricolă și alimentară, astfel încât să putem ajuta și planeta. Suntem acum în fața unei crize fără precedent, pe de o parte generată de războiul din Ucraina, pe de altă parte generată de schimbările climatice, care pot agrava și mai mult situația alimentară la nivel global. Ceea ce trebuie să facem este să fim deschiși la posibilele soluții. Ne putem inspira din sugestiile experților de la Royal Botanic Gardens din Kew, Londra. Specialiștii au făcut o listă cu 15 potențiale alimente care ar putea intra în meniul nostru în jurul anului 2050. Fasolea reprezintă un adevărat aliment al viitorului. Specialiștii spun că e bogată în vitamina B, iar marele avantaj este că se poate adapta atât în zona muntoasă, cât și în apropiere de ocean. Cerealele sunt o altă soluție, cu peste 10.000 de specii în întreaga lume. Chiar dacă multă lume este în prezent reticentă, mâncarea produsă în laborator reprezintă o variantă luată în calcul tot mai mult de specialiști. Cercetătorii din Finlanda au găsit deja avantajele acestui tip de alimentație. Poate economisi resursa importantă de apă, se fac economii majore în privința terenurilor agricole, dar se reduc și emisiile de dioxid de carbon. La Universitatea Cambridge, cercetările din laborator au arătat concret ce putem mânca în anii următori. Și vedem și noi în minutele următoare pudră proteică făcută din ciuperci sau microbacterii, albuș de ouă de la celulele găinilor crescute în laborator, o mulțime de alge comestibile, lapte, carne sau fructe de pădure, la fel crescute în laborator. Insectele, precum greierii, lăcustele sau chiar viermii, sunt în topul listei privind hrana viitorului. Deja în meniurile restaurantelor din Asia, dar vor ajunge treptat tot mai mult și în Europa, reprezintă o variantă pe care ar trebui să nu o excludem. Și încă un aspect interesant pentru ce ar putea să ne aștepte, NASA, care are deja un celebru program avansat de proiecție a alimentației, face în continuare cercetări și pentru alimentele 3D cu gravitație zero, cele folosite în special în timpul misiunilor spațiale. Însă, sunt medici care vorbesc despre beneficiile acestei alimentații 3D, ușoară și la îndemână pentru vârstnicii care au dificultăți de înghițire. Iar pe viitor, această alimentație poate să fie extinsă pentru majoritatea oamenilor. Printre alimentele 3D care au fost deja produse sunt pastele, ciocolata, sucurile și chiar fructele sau legumele. Pandanus și cerealele sălbatice ar putea face parte din meniul nostru peste aproximativ 20 de ani. Frunzele de pandanus, de exemplu, sunt folosite pentru aromatizarea mâncărurilor, iar fructele pot fi consumate crude sau gătite. La rândul lor, cerealele sălbatice au o diversitate uriașă. Amintim aici fonio, utilizată pentru cușcuș, tărci și băuturi. Iar enset, sau banana falsă, cum îi se mai spune, este consumată frecvent în Etiopia și are marele avantaj de a fi rezistentă la secetă. This food is good for your stomach. You can eat as much as you want and it doesn't upset your stomach. It's been 28 years since I started serving it. Schimbările climatice obligă pe mulți fermieri să regândească modul în care își cultivă terenurile, iar agricultura regenerativă poate fi o soluție. Most agricultural practices are devastating to biodiversity. Even organic agriculture, while not as bad, still does more harm than good. Regenerative agriculture is a way to reverse this trend to actually make a positive impact on the land. We humans can actually allow nature to improve herself if we enable her. Agricultura regenerativă presupune practici agricole și de pășunat care protejează solul. Una dintre ele este renunțarea la arat, soluție care permite conservarea apei și previne în același timp eroziunea solului și eliminarea nutrienților. What the farmer does in a no-till system is he leaves all the plants out there from the previous year. All those things help hold the soil in place, number one, and also when rain falls, it doesn't hit the soil with as much impact. Culturile asociate reprezintă o altă variantă a agriculturii regenerative. Plantele se ajută reciproc și își cresc productivitatea. Mai mult, grădina este mereu verde, iar plantele pot fi o barieră în calea dăunătorilor. This year, on the north side of me right here, we're going to be planting our peppers next to our garlic, and right here next to our onions,
we're going to be planting eggplant. Tehnologia joacă și ea un rol important. Aici intră în scenă utilajele fără șofer, sateliții și dronele, care fac trecerea către o agricultură prietenoasă cu mediul. We're going to get this drone up in the air. It's going to be able to tell you if there's a certain section of your field that is struggling, so that you can go out, you can figure out what's going on. Alte drone sunt folosite pentru însămânțare și realizarea de hărți detaliate, iar mai nou, fermierii au și drone dotate cu camere de termoviziune, ca să monitorizeze turmele și cirezile în timpul nopții. Statele lumii sunt încurajate să ia măsuri pentru reducerea impactului pe care agricultura îl are asupra mediului, în condițiile în care acest sector este responsabil pentru 10-12% din emisiile de gaze cu efect de seră și consumă cantități uriașe de apă. Soluția pentru a depăși acest impas este așa numită economie circulară. Ce presupune acest lucru aflăm de la Raul Pop, activist de mediu, cofondator Coaliția pentru Economia Circulară. Putem să simplificăm foarte mult conceptul. Vorbim în primul rând despre reducerea risipei. Asta înseamnă că resursa pe care o folosim, în loc ca o parte din ea să ajungă la gunoi, folosesc un termen destul de popular, dar cam ăsta e sensul, rămâne în circuit productiv. În agricultură mai este un aspect foarte important pe care până acum l-am cam ignorat, și anume un principiu de bază al economiei circulare este protejarea și refacerea biodiversității. Noi, și cu cât mergem mai mult spre vest, se vede tot mai tare, am practicat în ultimele sute de ani o agricultură din ce în ce mai intensivă, menită să scoată producții mari la hectar, indiferent de costurile de mediu, indiferent de efectul remanent care rămâne la nivelul solului, și asta cumva în vest se vede deja dramatic și încetul cu cel începe să se vadă și la noi, duce la degradarea solului până la urmă. Și am văzut într-o știre anterioară că schimbările climatice, care iară sunt o realitate, vin și ele cu un aport suplimentar. Deci, în afară de acest aport al fermierului direct asupra bucății lui de pământ, mai avem și un context global în care modificarea mediei de temperatură anuale vine și cere și ea la rândul ei modificarea culturilor. Și uite, așa suntem într-un gemotoc de cauze și de aspecte pe care trebuie să le administrăm. Chiar în ultimul sau cel mai recent raport IPCC se discută despre agricultură ca un instrument care e de importanță majoră, apropo de schimbările climatice. Trebuie să ne uităm cu mai multă atenție în domeniul acesta, pentru că schimbările se pot face, dar mă întreb, în România, cât de repede putem intra în logica economiei circulare, astfel încât să vedem și rezultate? Și ce avem nevoie? Că strategie de strategie avem nevoie mai apoi, nu știu dacă de investiții, ar fi nevoie. Întotdeauna când vrei să faci o modificare, este nevoie de investiții și este nevoie și de niște instrumente mai soft, cum este schimbarea unor mentalități, unor metodologii de lucru și așa mai departe. Agricultura are marele avantaj, putem să-l numim, de a fi și un mare luptător împotriva schimbărilor climatice, dacă este corespunzător administrată. Până la urmă, când vorbim despre schimbări climatice, primul lucru care ne vine în minte este ceva legat de păduri și al doilea este cum le combatem plantând păduri. Agricultura se bazează pe producție vegetală, fie că vorbim despre culturi de câmp, fie că vorbim despre silvicultură, care face parte din acest ansamblu de instrumente pe care le avem la dispoziție. Și asta se va vedea și în viitor, pentru că accentul care va fi pus pe dezvoltarea acestor ramuri într-o metodă sau într-o metodologie nouă față de cum eram obișnuiți, ne va ajuta să combatem schimbările climatice. Când vorbim despre agricultura prietenoasă cu mediul, vorbim în mare parte și de alimente curate, netratate, crescute în zone nepoluate. Specialiștii vorbesc despre mâncarea care ne poate îmbolnăvi sau, dimpotrivă, care are capacitatea de a ne ține sănătoși. Care sunt aceste alimente sau, mai exact, combinațiile de alimente, ne spune Laura Ene, medic nutriționist și diabetolog. Zahărul poate să facă mai mult rău. Depinde de ce fel de zahăr povestim și depinde cu ce îl combinăm. Pentru că nu există, așa cum nu există un panaceu printre alimentele minune și nu există un singur aliment care poate să le cuprindă pe toate sau să fie miezul nutriției, așa nu există un singur aliment care să ne poată face atât de mult rău. Combinația între ele însă ne face extrem de mult rău și excesul în general. N-a omorât niciodată pe nimeni,
trebuie să spun, mâncatul unei prăjituri sau mâncatul unui desert după o masă ușoară, însă exagerarea, într-adevăr, cu zahărul procesat, care vine de cele mai multe ori cu grăsimi la pachet din alimentele acestea procesate, acesta, da, este într-adevăr un pericol pentru sănătate, pentru că zahărul, sarea și grăsimile păcălesc cumva papilele gustative și ne fac să mâncăm din ce în ce mai mult. Aceste trei ingrediente prezente în exces în marea majoritate a alimentelor pe care le găsim acum de cumpărat la îndemână sunt cele care ne duc în boli cardiovasculare, în diabet, pentru că și sarea, și grăsimile, și zahărul, toate acestea contribuie la apariția sindromului metabolic, care înseamnă obezitate abdominală, grăsime depusă pe organele interne, înseamnă hipertensiune care are legătură și cu cantitatea exagerată de sare, înseamnă dislipidemie, adică un profil lipidic, trigliceride, colesterol crescute, care mai departe duc la boli cardiovasculare. Văd copii care se apropie de 100 de kilograme numai de vreme de 14 ani, nu vreau să spun zilnic în cabinet, dar cel puțin o dată pe săptămână. Ce părere aveți de alimentele viitorului? Eu sunt o iubitoare de carne. Mănânc carne și îmi place. Mă bucur și eu să aud asta atunci. Mănânc cu măsura potrivită, e adevărat, și integrez și câteva zile de post. Dacă aș fi vreodată nevoită să mănânc carne făcută în laborator, aș prefera să devin vegetariană din secunda 2. Nu văd cum se poate recrea o nutriție echilibrată în laborator. Avem la îndemână o mulțime de suplimente nutritive, avem la îndemână vitamine, minerale, însă nimic nu poate să refacă constituția și construcția extraordinară a unui fruct, a unei legume, care nu are doar vitamine și minerale, nu are doar glucide, lipide, proteine, are și foarte mulți antioxidanți, nutrienți care sunt enzime și care reprezintă, de fapt, sănătate. O furtună teribilă care s-a bătut asupra Turciei a lăsat în urmă 4 morți și 10 de răniți. Ploile torențiale și inundațiile au lovit în special capitala Ankara. Vijelia și apele revărsate au devastat cartiere întregi. Vântul a smuls bucăți de acoperiș, casele au fost inundate, copacii smulși din rădăcină, iar oamenii au rămas blocați în locuințe. Și în Grecia a plouat atât de puternic încât s-au produs inundații și alunecări de teren. Au fost peste 200 de apeluri la serviciile de urgență, iar turiștilor și localnicilor li s-a cerut să rămână la adăpost. Vestul Europei se confruntă în schimb cu zile la rând de temperaturi caniculare. Cel mai cald a fost în sudul peninsulei iberice. Cele 43 de grade Celsius înregistrate în Spania sunt cu aproximativ 10 grade mai mari față de normal. Aici stăm în casita cu aer condiționat. Si se poate înțelege. Se de calor, de moment stăm aguantando și siempre hace demasiado calor y cada rato con agua. Canicula este insuportabilă și în Statele Unite. Peste 100 de milioane de oameni sunt afectați, iar cele peste 50 de grade Celsius înregistrate în Valea Morții din California au doborât un record vechi de 101 ani. It's very hot. There's no other way to explain it except it's extremely hot. What helps is this little breeze that we have. I don't push too hard on a hot day like this. Și ca să vă faceți o idee cam cât de cald a fost, ei bine, un bărbat din Arizona a reușit să gătească macaroane cu brânză în mașină. And for this rapid mac cooker, all we need is the mac and the water. Inside of my car it's currently over 200 degrees. Earlier today, I left mac and cheese inside of my car, and just a couple hours later, all the water was gone, and this mac and cheese is looking bussin'. And you already know I have to throw the cheese on top, and I gotta stir it around. But this smells really good, and it looks really good. It tasted amazing. Ascultăm acum explicațiile specialiștilor despre evenimentul meteo al săptămânii, care sunt cauzele și efectele imediate.
în viitor, sau deja observăm acest lucru, dar cu un special în următorii ani, o să vedem mai multe valuri de căldură și mai intense față de valurile de căldură cu care eram obișnuiți, valurile legate de variabilitatea naturală, deci ce se întâmpla în mod normal în atmosferă. Pentru celelalte fenomene, cum ar fi precipitațiile, cum au fost cele din Turcia sau grindele de mari dimensiuni, este mai greu de spus ce se va întâmpla în 2022, dar dacă ar fi să ne uităm la ultimele rapoarte ale cercetătorilor din acest domeniu, este clar. Din nou, există o influență a schimbărilor climatice, a creșterii temperaturii medii globale asupra acestor fenomene. Practic, vom avea în viitor, vom observa furtuni poate mai rar decât în prezent, dar atunci când acestea se vor produce, vor produce, de exemplu, grindele de mari dimensiuni. Sau vor produce precipitații intense într-un timp relativ scurt. Exact ce am observat zilele acestea și în Grecia, unde am avut o mulțime de descărcări electrice și ele sunt la rândul lor influențate de schimbările climatice. Mai multe descărcări electrice în viitor. Deci, practic, vom observa o creștere a frecvenței furtunilor cu care suntem obișnuiți în prezent, a frecvențelor de apariție, dar și a intensității și impactului. Avertizarea meteo, ro alert a venit după ce s-a terminat ploaia. Ploaie, da, nu vedeai la 2 metri, atât de rău. Există tot felul de variante naturale și la îndemâna oricui pentru a înlocui substanțele chimice din produsele de îngrijire a pielii. Așa că, dacă vă gândiți atât la frumusețea cât și la sănătatea tenului, luați în calcul și alte soluții în afară de creme. Iată câteva exemple într-un nou episod al seriei de sfaturi despre cum putem proteja resursele planetei. First is water. Our body is over 70% water. If you're not drinking enough good quality water, then we will start to get dehydrated and this will show in the skin on your face. It can cause stronger wrinkles and the skin will just look dull. Get yourself a glass of water. Fill up your bottle in the morning if you're going off to work. Water will also really help flush through toxins from your body. Next is eat your greens. I like to have wheatgrass juice regularly. Wheatgrass juice and dark green vegetables are packed full of antioxidants. And antioxidants protect the skin from free radicals. And free radicals are what damage the skin and make you look much more saggy and wrinkly.
Exploatarea litiului, metal folosit pentru producerea de baterii, ucide populația de flamingo din Chile. Se întâmplă în nord-estul țării, unde numărul acestor păsări a scăzut cu 12% în ultimul deceniu. Este el primer estudio que muestra efectivamente que debido a la extracción del litio, sobre todo, ha visto afectar las poblaciones de flamenco endémicas de este ecosistema. Esto es bastante relevante porque muestra que una industria como esta no es sustentable, sino que está provocando daños al ecosistema. Y... solamente tienen importancia a nivel ecosistémico, que un ecosistema se está viendo afectado, sino también por todo lo que se ve relacionado. Por ejemplo, el turismo. Existe San Pedro de Atacama, es la segunda zona de Chile que tiene mayor turismo. Aici se încheie o nouă ediție a emisiunii Planeta Ești Tu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Puteți să ne scrieți și pe pagina noastră de Instagram dacă aveți idei de subiecte sau teme pe care doriți să le abordăm. Până data viitoare, haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră.